Comuna Balșa, situată în nord-estul județului Hunedoara, administrează un teritoriu în care se împletesc armonios monumentele istorice, cele eclesiastice, dar și tradițiile populare. Toate sunt situate într-un cadru natural în care se remarcă abrupturi amețitoare, grohotișuri, peșteri și chei săpate în stâncă de apele repezi de la munte. Având în vedere potențialul remarcabil al teritoriului administrativ al comunei și pentru că este puțin cunoscut publicului, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, împreună cu Primăria Comunei Balșa, au hotărât să încheie un parteneriat, având ca scop promovarea și punerea în valoare a monumentelor aflate pe teritoriul acestei pitorești așezări rurale din județul Hunedoara. La Balșa se întâmplă numai lucruri bune. Știm că, cred că toată lumea știe în județul Hunedoara, Balșa este o comună aflată undeva la marginea județului. O comună care a fost binecuvântată cu de toate și în care localnicii își doresc să iasă în lume, să fie cunoscuți, să le fie cunoscute atât locurile cât și zestrea pe care le-au lăsat-o înaintașii. Astfel că împreună cu Muzeul din Deva și-au propus să pună în valoare, să promoveze atât monumentele istorice cât și cele ecleziastice, dar și cele naturale, care sunt cu totul și totul deosebite în acea arie. Printre obiectivele de mare interes din comuna Balșa se numără și dealul Cetățuie, cu vestigii care dovedesc locuirea întregii arii pe parcursul mai multor milenii, acesta fiind unul dintre reperele cele mai importante ale întregii zone. Obiectivul a fost cercetat de Muzeul din Deva încă din secolul al XIX-lea.